astăzi facem hărțile abonaților pe Stumble Guys. Alături de Dariusel vom juca hărțile abonaților. Prima hartă se numește Mr. Beast Obby și hai să vedem care este falsa. Bă, ce, doamne, Dariusel, bă, ce e asta? Opa, opa, am reușit. What? Bă, Dariusel, n-am făcut nimic, Dariusel, ai uitat că s-a stricat. Da, deci fiți atenți, oameni buni, noi intrase mai devreme și s-a stricat, n-a mers ceva și nu l-am făcut, Dariusel. Da, Dariusel, te auzi mare din pungă, ia lasă-o în pace. Bă, da, idee. Da, nu, stai puțin, Dariusel, stai puțin, Dariusel. Ideea e în felul următor, oare cum să faci asta? Eu nu înțeleg cum să face. Pentru că, uitați, deci trebuie să sară așa și după aici eu nu înțeleg. Bă, e cel mai greu Obby, cel mai greu Mr. Beast Toby, așa se numește practic, adică cea mai grea hartă de parcurs practic de Stumble Guys sau unui abonat. Vreau să ne dați și voi acolo în comentarii și să scrieți dacă vi se pare și vouă o grea harta asta, pentru că mi se pare absolut incredibil. Cum ai putea să faci tu asta? Eu chiar nu înțeleg, adică mi se pare greu. Și vreau să vă spun că Dariusel, data trecută când am încercat noi să filmăm prima oară, reușise, bă, să treacă de asta și eu nu înțeleg cum a reușit. Dar în fine, hai să vedem. Păcat că n-am mers filmarea aia, dar hai să vedem. Așa. Da, Dariusel, fix așa cum ai zis tu, n-ai făcut nimic absolut deloc. Bine, în fine, nu mai contează asta. Hai să ne uităm, deci nu țin în partea asta așa și după trebuie să sar așa și ajung așa. Opa, opa, nu cred. Nu, mă, s-a oprit la final acolo, mă, frate. Bă, dai, oarecum e ciudat. E cam ciudat, sincer, nu știu care e faza. Mă, ce vorbești, mă, acolo, Dariusel, că te-au și din pungă, nu știu. Bă, Dariusel, nu știu, te-au. Nu mai, bă, Dariusel, eu să știi că eu nu te aud când vorbești peste mine, nu știu de ce nu te aud. Probabil pe videoclipul să se audă bine, nu știu care e faza, dar când vorbești peste mine te întrerup, Dariusel. Cred că ți-ai făcut niște setări acolo la Discord, ai scos toate alea. Vezi eco cancellation-ul și alea, Dariusel, să le scoți. Dariusel, vezi să scoți eco cancellation-ul și alea de la Discord, că după iar nu se te aud bine. Adică nu știu dacă o fi de la. Au, Dariusel, nici măcar nu te înțelegi, mă, omule, că țipi așa ca fraier în continuu. Eu nu înțeleg, sper să se audă măcar pe videoclip, sincer. Hai, bă, Dariusel, gata, sper că ți-ai făcut toate alea cum trebuie. Ai căzut la treabă și eu, fii atent, era să trec, foarte rău, foarte aproape, gen, adică, da, eu nu înțeleg cum ai avut un noroc cu data trecută, Dariusel, când am filmat partea, bă, și îmi pare atât de rău, frate, că nu s-a înțeles absolut nimic, că noi mai filmasem o dată și, practic, nu auzeam eu, s-a întâmplat chestia asta și, din păcate, na, adică, ce să mai zic, eu nu înțeleg acum, ideea e că Dariusel acolo făcuse, dar voi nu știți treaba asta și mie îmi convine că, până la urmă, eu, dacă nu reușesc să fac asta, adică, nici Dariusel, practic, nu l-a făcut. Hai că treci, Dariusel, bă, nu cred. Bă, dar nu cred. Bă, da. Stai puțin, tu cum sari? Deci dacă mă pun aici pe jumate, nu se întâmplă. Dacă mă pot, dar nu, stai, gata, Dariusel, învață să vorbești ca lumea. Lasă-mă pe mine să vorbesc când e să vorbesc așa și tu vorbești după. Fii atent, gata, nu mai țipa. Băi, eu nu înțeleg cum, Doamne iartă, unde sar? Eu te văd pe tine că sar pe jumate, dar eu când sar pe jumate nu mi se întâmplă absolut nimic, eu trebuie să sar pe margine. Bă, care-i faza? Ok, bun. Și acum fii atent, mă duc așa și nici n-am ajuns la parte, adică nu înțeleg care-i faza. Mă, eu bă, puteți să spuneți și mie, oameni buni, care-i faza? Adică eu nu înțeleg cum a reușit Dariusel să treacă. Hai, bă, Dariusel, că te aud vai de cap. Mă, vorbește-mă ca lumea. Eu zic că tu ești un noob. Da, eu sunt noob, Dariusel, da, nu știu să vorbești. Ia, fii atent. Dar nu înțeleg, mă, frate, e așa de grea harta asta. Adică chiar nu pot să pricep. Cred că niciodată nu o să reușesc să fac harta asta. Real vorbind, eu cred că chiar nu o să pot să reușesc să fac harta asta. Adică trec de una, dar nu mai ajung la ultima. Eu nu înțeleg cum ajungi tu. Deci sar pe aici așa și am sărit degeaba. Cum ar veni? Bă, nu știu, băieți, dar harta asta îmi dă mari bătăi de cap, sincer. Mi-e ciudă că o fac din nou, adică mi-e super, da? Opa! Nu cred! Deci nu cred! Faza asta merită milioane de like-uri, mii de like-uri. Bă, fraților, cum e imposibil așa ceva? Eu nu înțeleg cum am reușit să fac. Bă, nu înțeleg cum am reușit să fac, Dariusel, deci chiar nu pot să-mi explic cum am reușit să fac asta. Bă, lasă-mă în pace! Nu! Lasă-mă! Fiți ar copilul să-ți fie, deci dacă mă dă în spate... Da, și ce e de răz, Dariusel, că m-a dat bine, adică nu m-a dat absolut deloc rău. Ok, bun, și te arunc așa, după mă mai arunc așa, bun, și ajung aici, ajung pe ăsta, mamă, cât de mișto, acum îmi place. Bă, ce de două ori, mă? Păi dacă era la într-o parte, Dariusel, de dacă tu ești fraier și nu știi cum să... Dacă nu știi cum să aproximezi acolo. Ok, bun, hai să vedem în partea asta care e faza cu harta. Bă, fraților, eu chiar sunt super fericit că am reușit să termin, dar ideea e că nu știu dacă mai avem timp să ajungem până la final, dar ok, bun, m-am dus așa. Ok. Nu cred. Și am zis deja. Și aici trebuie să mă duc cu ăsta. Mamă, greu asta. Frate, tu ai grafele, ai făcut break. Da, am băgat, nici nu știu ce vorbești tu acolo, dar să le ai că nu te înțeleg. Ok, bun, și am trecut aici. Mamă, fii atent că e grea rău de tot harta. Opa, 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 și ultima, hai mă, nu, mi-e frică. Nu, mi-e frică. 3, 2, 1 și gata. Nu! Mamă, și aproape o terminam. Aproape terminam, chiar mi-a plăcut harta asta. Chiar dacă mi s-a părut grea, bă, am reușit într-un final să fac ceva bine și a fost ok. Scrieți-o acolo în comentarii dacă v-a plăcut harta și hai să trecem la runda a doua. A doua harta unei abonate se numește SpongeBob. Hai să vedem care e faza. Ok, dar eu cred că nu cred că să duce pe aici, așa că trebuie să sar pe undeva pe aici, dar pe unde exact? Cred că pe chestia aia. Bun, mă duc aici pe margine. Bă, cum? What? Stați puțin. Ok, bun, deci m-am dus așa, doamne, dar să nu mai faci așa, doamne, cât de doamne, dar să ei mă ba. Mamă. Gata, dar să le e super, super ciudat, sincer, dacă mai continui să mai faci. Doamne, dar da, Dariusel, gata, am înțeles că când tu melodia aia ți-am făcut-o ție, Dariusel, în fine, poate să mai fac o melodie, dar vedem dacă Dariusel, că dacă mă pricep și eu, dacă am chef să fac ție, adică să-ți fac ție o melodie, Dariusel, serioasă, nu cred că o să fac niciodată așa ceva, pentru că... Ai că ești fraier, Dariusel, dacă tu îți bagi joc, cum să-ți fac o piesă, Dariusel, adică nici nu trebuie să-mi bag capul să fac o piesă pentru tine, ai văzut cum a făcut-o pe cealaltă, Dariusel, nici nu m-am chinuit și ceva ok. Păi da, a fost bătaie de joc, a fost la troll, dar de-aia a fost pusă și pe 1 aprilie, gen, adică pe bune. În fine, hai să vedem care e faza cu harta aceasta. Unde sărim aici, deci ne ducem în față, mamă, deci Dariusel în față trebuie să am grijă. Deci dacă am căzut aici, sunt un mare prost. Deci dacă, dar nu știu ce am impresia că o să cam, fraților, adică mi-e frică. Nu, și o să fie prostul ăsta care vine după mine, evident, eram sigur ce o să facă, eram sigur că am reușit, fraierul a căzut el. Ce bulangule! Mă, ce vrăbtoare, dar păi vezi dacă e fraier, dar cine te-a pus, mă, omule? Cine te-a pus? Spune-și mie, cine te-a pus? Da, wow, foarte amuzant ești tu, Dariusel, da, măcar te auzești tu tare. În fine, nu mai contează asta, bun, hai să ne uităm în partea. Gata, liniște, Dariusel, lasă-mă în pace. Fii atent că trebuie să gândesc aici cum să fac eu asta, bun, deci trec așa, bun, mamă, m-am dus perfect, gata. Și acum, în partea asta, mă duc pe aici, pe lângă astea. Ah, cât de prost am fost, bine, măcar că m-a lăsat fix aici și da, vreau să scrieți în comentarii care din cele două hărți de până acum vă par cele mai interesante. Noi totuși ne-am gândit ca să facem în felul următor, să facem două hărțele abonaților și a treia hartă într-un episod, dacă putem să facem 3 hărți într-un episod, să fie o hartă de pe workshop, să le comparăm practic și pe ale abonaților și cele de pe workshop. Și să... Mamă, cum am căzut acum la final, din păcate. Nu, sper să nu mă dea spate rău de tot. Mamă, de ce am impresia că mă da... Ah, hai că mă da bine, perfect. Unde ești, mă, tu? Eu vin! Doamne, Dariusel, ok, deci chiar cred că începe să-mi arăt ceala de la Stumble Guys ăsta, nu înțeleg, Dariusel, deci mă, sunt așa, foarte atent. Dă-mi vine să răcesc, Dariusel, nu știu, de la Stumble Guys ăsta, sunt atât de atent, dă-mi vine să răcesc și nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum trebuie să trec aici, e foarte greu, mamă, deci niște hărți, adică până acum n-am mai jucat hărți mai grele decât astea, bă, și dacă mă mai dă în continuu în aia, eu nebunesc, fraților. Nu, de ce trebuie să sar și nu știu unde trebuie să sar, că nu știu cum mă dă pe mine. Ok, bravo că ai trecut, Dariusel, acum încerc și eu să fac o trecere pe aici. Care mă, că deja mi-a... Doamne, oameni buni, nu știu ce o să reușesc. Ce să fac? Da, bă, cum te dau așa? Ok, hai, vreau și eu să încerc tu pe acolo. Bă, dar mă enervează că mă dă pe la... Doamne, deci fii atent, dacă iar mă dă lângă... Bă, să mă lase în pace, să mă dea la jumătate, să nu mă dea între ele. Doamne, cât de enervant e. Doamne, cât de enervant e, nu mai supun hărțile astea. Mă, cine a făcut hărțile astea, că sunt atât de grele? Mamă, eu nu mai suport. Cel mai mare rage cred că l-am dat de până acum, sincer, la hărțile ambulaților. Abonați-vă de pe Stumble Guys, nu mai pot, nu mai rezist. Cred că e ultima oară când o să fac așa ceva. Deci chiar nu mai rezist, bă, fraților, nu înțeleg. Ok, bun. Bun, gata, l-am făcut, fraiere. Nu cred, nu, te rog, gata, perfect, gata. Bun, și acum hai să trecem în partea asta și ajungem așa și mă dă. Nu, deci dacă mă dă în spate de tot, eu nebunesc. Mă dă bine, perfect, gata. Și acum? Și acum? Ce vorbești? Doamne, dar să le taci, mă, odată, bă, ok, bun, deci trebuie să mă duc, mamă, ce mă enervează, nu știu cum să sar. Nu, ok, bun, ce noroc am avut. Și acum, și la ultima, nu, gata, perfect. Și acum ce trebuie să fac? Trebuie să urc pe undeva, ah, ok. Ok, mamă, cum e harta, eu sunt pe Dariusel, pe șantul ăsta de hero. Doamne, Dariusel, nu știu ce vorbești acolo, dar eu vreau să-ți văd că eu cred că am termin harta asta, mamă, ce greu. Ok, stați că mi-e frică. 3, 2, 1 și am terminat cu succes. Bă, mi-a plăcut harta asta, chiar mi-a plăcut, bă, ce... Ai responsabilitatea să vorbești, să stai acolo deja am filmat noi videoclipul ăsta, practic ai câștigat, n-ai câștigat niciuna, ai trecut domnule Părza, dar nu ai câștigat, Dariusel, deci ar trebui să... Da, nu ai câștigat niciuna, Dariusel, în fine, hai să vedem cine pică acum de pe shop ultima oară, bun, hai să vedem, bun, deci avem super lucky-ul acesta. Hai, Dariusel, nu mai fi ofticat, Dariusel, hai, dacă așa a fost să fie, Dumnezeu le-a așezat așa cum au, cu așa cum sunt, practic, hai să vedem dacă ne pică de aici ceva, ne pică o specială, mamă, cum arată speciala aia, mamă. Doamne, Dariusel, nu mai facem așa că strici totul. Mamă, Dariusel, nu mai fi nesimțit. Mamă, deci cât de mișto era speciala aia, nu-mi vine să cred. Și acum, cred că mai avem doar acest clasic cu el. Și da, bă, Dariusel, facem și a treia hartă? Sau facem pe altă dată? Facem și a treia hartă. Bine, hai să vedem și a treia hartă cum o să fie. Să vedem dacă reușim să facem ceva. A treia hartă, v-am spus, o să fie o hartă de pe workshop. Să le comparăm între ele. Și până acum, a doua hartă mi-a plăcut mai mult. Prima m-a enervat, practic, era la greu. Da, sunt fericit că am reușit să trec totuși. Chiar dacă aproape n-am terminat, dar eram fix la final. Da, e, în fine. Episodul ăsta, Dariusel, nu mă interesează, ăsta îl vede lumea, ăsta e câștigat de mine până acum, ca idee. Pa, pa. Mamă, deja mi se mișcă greu, bă, știți ceva, oameni buni, dacă vreți să-l facem pe ăsta altă dată, o să-l facem altă dată, acum mi se mișcă greu și nu mai are rost, dar ceea ce vreau să știți voi, adică să știe toată lumea și Dariusel mai ales, e că eu am câștigat astăzi. Pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.